Ne-am reîntors, doamnelor și domnilor, și așa cum v-am promis înainte de pauză, ne-am reîntors și avem și o invitată în platou care ne va vorbi despre o afacere dulce, 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 întrucât și-a deschis o mini-fabrică de ciocolată în Iași, doamnelor și domnilor, și trebuie să vă recunosc cinstit că pe masă se află câteva ciocoleți și un ochi este la invitată, un ochi este la cameră și un ochi la dumneavoastră. Îmi va fi foarte greu să mă concentrez. Bună dimineața, bine ați venit în platou la noi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră în această frumoasă dimineață de 2 septembrie. Doamna se numește Benedicta Drobotă. Am greșit? Da, nu trebuie să vă dau un porc la Crăciun, nu-i așa? Nu. Bine ați venit. Ce faceți? Cum vă simțiți în această dimineață? Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație. Cum să mă simt? Mă simt foarte bine. Mă simt fresh. Ciocolata îi place răcoarea, așa că și mie îmi place la fel răcoarea. Tot ați adus în discuție cuvântul ciocolată. Vreau să vă întreb cum dintr-o gamă variată de gusturi v-ați oprit tocmai la cel mai bun, cel mai râvnit gust pe care cu toții îl dorim, cel de dulce. Ce v-a determinat să deschideți o mini-fabrică de ciocolată în Iași? M-am gândit că ciocolata este ceva care toată lumea rezonează și toată lumea apreciază, un cadou dulce și un cadou special. Și fiindcă în acest domeniu nu sunt foarte mulți producători, deoarece e foarte greu de lucrat cu ciocolata și competiția nu este foarte mare, am zis că aici este zona mea în care trebuie să intru. Și bineînțeles ai nevoie de foarte multă răbdare, foarte multă creativitate și nu este deloc ușor să lucrezi cu ea. Îmi imaginez, cred că este o rigoare foarte mare, exact, în momentul în care exact se lucrează cu ciocolată, pentru că nu se lucrează cu orice produs, este totuși ciocolată care la anumite temperaturi se topește și... Exact, dacă temperatura este un pic mai mare, deja nu iese, dacă umiditatea este un pic mai mare, iar nu iese, este foarte, foarte pretențioasă. Așa, dar în dar, același da timp oferă și satisfacție, nu? Pe măsură. Pentru... ne delectează papilele gustative, estimații telespectatori. Leomi, chocolate, șocola, cum, care este numele? Chocolate, dar fiecare se poate pronunța în diferite moduri. Cum dorești, da, fiecare. Exact, da, fiecare aproximează după urechea sa. Și în franceză și în engleză. Vreau și... să vă întreb care este semnificația din spatele acestui nume, pentru că este una foarte interesantă și vreau să o împărtășim împreună cu publicul telespectator în această dimineață. Da, m-am gândit că fiind un business mic de familie să includ cumva și membrii familiei în acest business. Și numele vine de la numele copiilor mei, Leonard și Miruna, și împreună au format Leomi. Vorbeam înainte de emisiunea, acum vă dezvăluim câteva detalii din culise, că copiii doamnei deja s-au săturat de ciocolată, nu mai râvnesc chiar așa mult la ciocolată, pentru că având ciocolată la discreție, așa cum am spus, s-au cam săturat, dar sunt convins că nu mai mănâncă ciocolată din comerț, așa este? Exact, nu mai mănâncă din comerț, pentru că obișnuindu-se cu un gust mai ok și fără conservanți, fără chimicale, și-au educat gustul și nu mai pot mânca nici alte sortimente de ciocolată mai diferite din magazin. Așadar, copiii dumneavoastră știu să diferențieze o ciocolată de calitate față de una proastă. Și cu siguranță dumneavoastră produceți ciocolată de calitate. Da, ce este amuzant este că după o perioadă, după 2-3 luni de când au început să mănânce ciocolată de la mine, au revenit la o ciocolată din magazin pe care obișnuiau să o mănânce și au spus, cred că au schimbat rețeta, nu e aceeași ciocolată. Nu, n-au făcut și o grimasă în aceea, ce e asta? Nu, au schimbat, sigur au schimbat rețeta. Vreau să vorbim acum despre diferențele dintre ciocolata din comerț și ciocolata artizanală. Prin ce se diferențiază cele două? În primul rând, noi nu folosim conservanți, coloranți, adică tot felul de chimicale care păstrează produsul valabil o perioadă mai lungă de timp. Astfel încât noi avem doar ciocolata adevărată, conține doar cacao, unde cacao, zahăr, lapte, în funcție de sortiment și atât. Nu ar trebui să conțină uleiuri vegetale și alți conservanți. Și asta este principalul aspect care îl diferențiază ciocolata. Cum recunoaștem ciocolata artizanală? În primul rând, o ciocolată de calitate care are unt de cacao, atunci când o rupem, trebuie să pocnească. Astfel, ciocolata cu uleiuri vegetale, când o rupem, nu pocnește, e moale. Deci aceasta este mare diferență între ciocolata din comerț și ciocolata asta artizanală. Înainte. Când o desfacem, face poc. Exact. Asta este primul aspect, după aceea, bineînțeles, trebuie gustată, că altfel... Vreau să vă întreb care este procesul de fabricare a ciocolatei. Vorbim acum de partea din spate, până ce ajunge în mâna clientului. Ce se întâmplă? Care este procesul? Așa, în mare, bineînțeles că nu trebuie detaliat pas cu pas. Noi folosim ciocolată belgiană, de cea mai bună calitate, ce am selectat eu, că
îmi place cel mai mult de pe piață. Ea, ca să fie stabilă și lucioasă, trebuie temperată, adică plimbată prin mai multe temperaturi ca să-și păstreze strălucirea. Apoi, în funcție de sortiment, adăugăm fructe, creme, facem diferite forme și are nevoie de cel puțin o zi să stea, să se întărească și să ajungă la produsul finit. Dar este foarte multă muncă până ce se obține ciocolată întreagă. Fără doar și poate mi-am dat seama că sunteți o iubitoare de ciocolată, însă în acest moment vreau să vă întreb care este aroma dumneavoastră preferată? Acum în acest sezon e cea de ciocolată neagră, 70% cu mentă. Ciocolata neagră este foarte bună și pentru memorie, nu? Am schimbat preferințele în funcție de ceea ce testam și ceea ce descopeream. Adică preferințele se schimbă, cu cât testezi produse noi, cu atâta începe să-ți placă mai multe sortimente. Dar vreau să alegeți una. Aceasta este ciocolata neagră cu mentă. Vreau să vă întreb care sunt, credeți că sunt atributele pentru ca o ciocolată să fie foarte, foarte bună și să ne răsfațe la maximum papilele gustative? Depinde ce avem nevoie în acel moment. Dacă avem nevoie de concentrare, ea trebuie să aibă mai multă cacao și să ne ajute să ne concentrăm asupra unui lucru. Dacă avem nevoie de relaxare, mergem un pic și pe partea de diferite arome, nu știu, în funcție de preferințele fiecăruia. Mergem un pic spre lapte sau alte arome, ciocolată ruby, care iar vine din bobul de cacao rubiniu și este unic acum în lume. Așadar, în funcție de ce ne cere corpul, exact, noi consumăm ciocolata aferentă. Știu că v-ați deschis afacerea într-un moment nu prea bun pentru noi toți, pentru că ați deschis cu o lună înainte de a începe toată această nebunie, cu pandemia, exact, cu carantina. Știu telespectatorii foarte bine, nu vrem să ne mai amintim de acest lucru, însă vreau să vă întreb cât de greu, pentru că cert este un lucru ușor, nu a fost pe perioada pandemiei și mai ales când ne-am înfruntat cu acea perioadă de carantină în care tot era închis în casă toată lumea și doar pentru strictul necesar la magazin. Da, așa este, așa s-a nimerit, nu a fost ceva planificat, dar ca în orice business trebuie să fii foarte flexibil și să găsești modalități de a te adapta pieței și de a te menține pe piață cât mai mult posibil. Astfel încât ne-am reorientat, am început să, odată ce a trecut pandemia, să participăm la piețele locale, să colaborăm cu magazinele din zonă. Am dezvoltat o platformă online prin care consumatorii își puteau comanda produsele noastre să le vină mai ușor acasă. Am făcut tot ce am putut pentru a ne adapta situației. Așadar, ați găsit artificiile necesare pentru ca afacerea dumneavoastră să reziste. De nevoie. Pentru acest lucru, de nevoie, da? Vreau să vă întreb, pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, care sunt planurile dumneavoastră de viitor în ceea ce privește afacerea? Vrem să ne diversificăm, să încercăm să atragem finanțări noi. Acum, în septembrie, vrem să mai depunem un proiect de investiții, astfel încât noi să avem venituri mai stabile, deoarece în domeniul ciocolatei mare parte din venituri sunt în perioada iernii, în perioada cadourilor. Vrem să găsim niște activități și pentru perioada verii. Am văzut că sunt foarte multe persoane care își doresc workshop-uri, activități copiii la ciocolaterie și ne-am gândit să amenajăm un spațiu și pentru acest tip de activități, special în perioada verii, când consumatorii nu cumpără produse pentru cadou, produse din ciocolată. Așadar, se apropie perioada Crăciunului. Mai sunt câte luni? 3 luni. 3 luni și jumătate de aproximație. Așadar, vă pregătiți pentru acel val de clienți. Vă mulțumim tare mult că ați fost în această dimineață alături de noi. Pentru mine a fost o reală plăcere și m-am concentrat cu greu, să știți, când eram cu gândul la ciocolată. Vă mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Stimați telespectatori, acum mergem mai departe. Avem pregătit pentru dumneavoastră un videoclip, după care la 9:30 știți rețeta emisiunii. Ne reîntoarcem cu rubrica dumneavoastră favorită.